Goana, după un loc într-o unitate de învățământ preșcolară, și-a consumat deja prima etapă, fără ca rezultatele ei să mulțumească însă pe toată lumea. Sunt situații aproape disperate cu părinți care, deși au mai mulți copii și job, au fost respinși din start pe motiv că nu mai sunt locuri. Familia Mecheci a reușit să-l înscrie doar pe unul dintre cei 3 copii pe care îi are în grijă, dar și pe acela la o unitate din alt cartier decât cel în care domiciliază. Avem încă 2 copii, unul de 2 ani și 7 luni și unul de 4 ani și 10 luni. Și nu avem unde să-i dăm. Pe ăla mai mare, de 4 ani și 7 luni, au fost la creșă, la creșa, nu știu cum se cheamă, IMU, era înainte, ceva 19, Costache Negri. Și l-au scos de la creșă de acolo, de la cămin, normal. Nu mai intra la cămin după 3 ani, că nu mai sunt locuri. L-au scos de la creșă, tot la grădiniță. Atunci era mai ușor, era mai unul, al doilea era pe drum. Am zis că hai, mergem la grădinița normală de 4 ori. De acolo m-a trimis la școala 11, la altă școală, la 4, am făcut gălugii și acolo să mi-o primească la școala 11. Și mi-au spus că nu se poate, nu sunt locuri. Ce facem cu ei acasă? Deși legea prevede că grădinițele trebuie să asigure locuri preșcolarilor arondați unității de învățământ conform adresei de domiciliu, în realitate lucrurile nu stau așa, susțin părinții. Noi învățăm acolo și suntem în cartierul de 30 de ani, 30 și ceva de ani, și ne trimite tocmai la nord, încolo, ca să ducem copiii. Păi cum v-a motivat? Noi, că nu sunt locuri, trebuie să lucrăm 2 dintre ele, că bunica are 70 de ani, nu mai poate. Și trebuie să aducem bani acasă, 3 copii nu se cresc așa de ușor. Locurile ar fi ocupate de copiii care nu aparțin de unele grădinițe, în defavoarea celor care ar fi trebuit să aibă un loc asigurat, declară părinții nemulțumiți. Care credeți că ar fi soluția? Nu știu, să-mi facă și mie loc. Acolo la creșa asta, IMU, care spun eu, unde a fost fata, și vreau să dau și băiatul în fața blocului, chiar în fața blocului. Vin mașini din toate zonele. Nu cred că stau în zonă acolo cu mașina, vine până în scara blocului, până în fața porții ca să aducă copiii. Ăia nu stau în zonă. Acolo spunea că dacă stăm în zonă ne primește pe a nostru. Dacă mă duc în altă zonă, mi-l primește? Că asta îmi spune, că scrie și pe ușă, afișe, dacă copiii din zonă se primesc, au prioritate. Dacă eu stau în zonă de 30 și ceva de ani, ce nu mi-l primește pe a meu? Și primește aia din alte zone? Începând cu luni 3 iunie, fiecare unitate de învățământ din Bacău trebuie să afișeze numărul de locuri disponibile și grupele ce se vor constitui. După prima etapă au fost depuse foarte multe cereri de înscriere directorii școlilor în subordinea cărora funcționează grădinițele, subliniind că abia spre sfârșitul săptămânii vor fi centralizate și procesate dosarele primite până acum. Părinții sunt disperați că nu vor avea cu cine să-și lase copiii în casă, iar dacă renunță la serviciu, nu vor avea cu ce să-i întrețină. În Bacău funcționează 38 de grădinițe. Vom reveni cu detalii pe acest subiect în edițiile următoare ale jurnalului 1TV.